această obsesie că ceea ce citești, ceea ce gândești trebuie să devină încet încet o sursă pentru o existență deplină. Această deplinătate se cheamă ori înțelepciune, ori fericire. Cultura nu este neapărat o cale spre asta. Din păcate, o spuneam și atunci, cunosc foarte mulți oameni de cultură care moralmente sunt greu de clasat. Pentru că cultura îți dă și o senzație de autonomie prestigioasă, în care criteriile astea mărunte ale comportamentului moral devin secundare. Și e păcat că e așa. O cultură care nu te modelează și în plan moral este o simplă bibliotecă anexată. Nu în cultură sunt sursele reale ale înțelepciunii, ale sensului. În cultură este căutarea, e agitația, e întrebarea, dar răspunsurile vin de obicei din alte zone. Și ăsta ar trebui să fie rolul căutării spirituale, al religiei. Și în evoluția noastră individuală și în integrarea noastră colectivă este inflația eului propriu. Sunt oameni care nu sunt în stare să scape de ei și să se dedice, să iasă din ambițiile și obsesiile private ca să construiască o comunitate. În limba greacă veche, oamenii de tipul ăsta, ăștia care nu au simțul comunitar, simțul ieșirii din sine pentru a se alia cu ceilalți, se numeau idiotes. Noi am preluat acest cuvânt cu bune motive. Idiotul nu era la greci ceea ce e pentru noi azi, un prost. Nu, era un izolat.